place să cred că doar microfon. Da, îl țineam în mână. Îmi place să cred că Anca Preda se află acum aici, printre noi. Sus. Se uită la noi, dar sus. Se uită, ne vede, se bucură că n-am uitat-o și veghează să prindem o eră așa cum a conceput-o creatorul și cum poate a visat-o ea în plăsmirile ei, diferită de lumea reală pe care a surprins-o în această carte și nu numai, printr-o perdea de tristețe, în imagini de mare, mare plasticitate, expresivitate. Opera Ancăi Preda ajunsese deja la maturitate când această carte a fost publicată. Vedem asta și remarcăm, evident, din maniera originală de transpunere a trăirilor și a viziunilor ei față de lume. Se simte în creația ei amprenta lecturilor și de asemenea se simte intelectualul perfecționist, pentru că Anca Preda se pare că a fost o perfecționistă și în operă și în viață. Unul dintre puținele cazuri în care omul și autorul se confundă. Poeta și-a adunat gândurile așa cum s-a spus până acum în această carte, grupându-le cu mare maestrie în cele trei capitole, orașul de la tălpile lui Dumnezeu, amintirile poartă numele lor și aceste lumini sunt anii mei. În primele este o încercare de a separa, dacă se poate spune, acel continuu balans între sat și oraș, pentru că Anca bănuiesc ca și mine, de altfel că se simțea ca un copac din livezile satului dezrădăcinat și replantat pe trotuarul. Îmi permite să mă uit că voi folosi cuvintele ei. Replantat la marginea trotuarului, pe caldarâmul prăfuit cu lumină, unde cearcănele lunii își prelungesc tristețea. Așa vede ea orașul cu lumină gri, orașul cu iz de cenușă, cu timpul neșters din vitrine, orașul unui alt amintind. În sfârșit, așa cum a notat capitolul, orașul de la tălpile lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea, amintirile copilăriei, în care transpare bunica din lumină, vedem sufletul bunicului cu lacrimile satului, vedem pe Ion gândind la pieirea țăranilor în timp ce satul se tot clădește pe cruci. Apoi, în ultima parte, poeta se află, cum s-a mai spus, la marginea unei amfore pline cu nimicul lumesc, iar cuvintele ei și tot ce a trăit se prefac în vers, ca să se ascundă apoi, zice ea, ca un copil, din nou copil, în lacrima translucidă, să stea un sfert de veac de vorbă cu Dumnezeu, să-i fie cald și să vadă ca printr-o fereastră deschisă departe peste lume. Poate că acum ascunsă, cum tot ea scria în cântecul îngerilor, rămasă numai cu Dumnezeu când nimeni și nimic nu ar mai putea să-i spună, noi, totuși, cei care am cunoscut-o, i-am recunoscut și i-am simțit fiorul poeziei, i-am remarcat talentul, sensibilitatea, frumusețea stilului, prea plinul trăirilor, nu putem să nu-i spunem că a rămas în inima noastră, că i-am înțeles mesajul în trecere prea scurtă prin lumea aceasta și, Anca dragă, numele tău nu va fi uitat.